Klaus Iohannis a declarat la conferința de presă susținută la Kiev alături de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Mario Draghi și Olaf Scholz că România a făcut tot ce stă în putință pentru a ajuta Ucraina și a promis că acest lucru va continua. Deplângem pierderile de vieți omenești, rănile deschise ale tuturor ucrainenilor care și-au văzut căminele, școlile, spitalele și chiar istoria atacate în mod brutal. Cu președintele Zelensky am discutat modalitățile concrete de a sprijini în continuare Ucraina în înfrângerea acestei amenințări existențiale. Vom continua să identificăm soluții și măsuri cuprinzătoare pentru a ajuta Ucraina să reziste și să respingă amenințarea rusă. Astăzi, în cadrul schimbului de vederi, ne-am concentrat în mod predilect asupra nevoii de pace și a efortului de reconstrucție și de reclădire a viitorului acestei țări. Sprijinul României pentru Ucraina s-a axat pe mai multe paliere, chiar din primele zile ale agresiunii. Țara mea a făcut tot ce-i stă în putință pentru a ajuta Ucraina și pe toți cei afectați de agresiunea rusă. Dincolo de măsurile guvernamentale, am fost și martorii unei mobilizări impresionante a societății civile în sprijinul Ucrainei și al ucrainenilor. Nu există nicio îndoială că ucrainenii care au nevoie de ajutor se pot baza pe poporul și guvernul român atât timp cât vor avea nevoie. Observăm că Rusia a mai adăugat un instrument de șantaj printre acțiunile sale, cerealele. Condamn cu tărie utilizarea exporturilor de cereale de către Rusia ca pe o armă, ca un asemenea impact global major. Am discutat astăzi despre acest subiect și despre soluțiile posibile pentru depășirea acestei situații. Ca parte relevantă a soluției la situația de insecuritate alimentară generată de Rusia, România participă activ la eforturile de facilitare a tranzitului exporturilor de cereale din Ucraina și acționează ca hub regional pentru grânele ucrainene. Autoritățile depun eforturi pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a ujura tranzitul prin portul Constanța de la Marea Neagră și prin porturile dunărene. De la începutul invaziei rusești, portul Constanța a asigurat tranzitul la peste 843.000 de tone de cereale din Ucraina. De asemenea, depunem eforturi pentru deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, precum și reabilitarea liniilor de cale ferată cu ecartament larg de pe teritoriul României.